Volei Municipal Zalău a pierdut primul meci din cadrul noului sezon al Diviziei A1, vicecampioana fiind învinsă cu scorul de 2-3 pe teren propriu de Arcada Galați, formație promovată pe prima scenă a voleiului românesc în urmă cu 3 sezoane. Volei Municipal Zalău a avut un debut stângaș de sezon, pierzând cu scorul de 2-3 meciul disputat sâmbătă seara pe teren propriu, în fața echipei Arcada Galați, formație promovată în divizia A1 în urmă cu 3 sezoane. Galațiul a pus probleme Zalăului încă din startul partidei, când a condus cu 3-1. Oaspeții au intrat cu avantaj la ambele întreruperi tehnice ale actului de debut, cu 8-7 și 16-12, dar zăloanii au reușit spre final și s-au impus la limită 25-23. Evoluția gazdelor a fost mai bună în parțialul secund, iar la 5-1, antrenorul Galațiului a solicitat timp de odihnă. 8-3 și 16-11 în favoarea Zalăului a arătat tabela la cele două întreruperi tehnice, iar diferența de la final a fost de 4 puncte, 25-21. Vicecampioanei nu i-a mai ieșit nimic în următoarele seturi, iar Galațiul a profitat din plin de căderea voleibaliștilor zălăuani. Atacurile vicecampioanei au găsit de puține ori ținta, în timp ce oaspeții au făcut un joc aproape perfect în centru. Nici universalul Ciprian Matei, transferat în această vară, nu arăta prea bine la primul său joc în tricoul Zalăului, greșind destul de multe atacuri, dar și servicii. De la scorul de 6-8, cât a arătat tabela la prima întrerupere tehnică, oaspeții s-au desprins tot mai mult până la final, iar diferența a fost de 6 puncte, 25-19. Formația de la poalele Meseșului nu s-a regăsit nici în setul 4. Arcada a condus cu 8-6 și 16-12 la cele două întreruperi tehnice, iar în final s-a impus cu 25-21. Zalăul părea să-și fi revenit după cum a început tie-break-ul, având 4-3 în momentul în care gălățenii au solicitat întreruperea jocului. A fost însă time-out-ul care le-a tăiat elanul voleibaliștilor zălăuani. Galațiul a revenit în joc, a avut 8-6 în momentul schimbării terenurilor, iar în final s-a impus cu 15-13. Abbiamo perso di stress. Dopo il secondo set siamo fermati di fare service come si deve. Loro invece hanno cominciato a dibattere meglio di noi e per questo hanno superato la partita. No, non credo di questo. No. Assolutamente, non è questo il problema. Il problema è che dovevamo vincere per forza, stavano per vincere 3-0, invece quando non vinci 3-0 perdi 3-2. Così succede. Da, a fost un joc foarte frumos, din punctul meu de vedere, cred că un joc de clasă înaltă. Două echipe bune. Le-am cerut jucătorilor să încercăm să respectăm anumite chestii tactice și să forțăm puțin serviciu și credeam că vom câștiga. Nu credeam că vom câștiga cele două puncte, dar un punct eram convins că vom putea câștiga la Zalău. Zalăului practic am mai mers nimic după primele două seturi, nici blocaj, nici atac. După cum v-am spus, am cerut să forțăm puțin mai mult serviciu și ne-am grupat foarte bine blocajul. Văd ce vă zic tot noi în sectorul de bază, ce-și propune Anul acesta ne dorim cu tot mai mult decât anul trecut. Vă dați seama, dacă anul trecut am ieșit pe locul 5, anul acesta vrem să intrăm în primele 4 și de ce nu să luăm și o medalie. În etapa de la finalul acestei săptămâni, Volei Municipal Zalău va evolua pe terenul campioanei Tomis Constanța, meciul fiind programat vineri la ora 17 în sala sporturilor din Constanța.